culorile, da? Țărtură cuantică. Până te dezmeticești și înțelegi ce și cum, îți deschizi chakrele, îți lămurești, dacă n-ai făcut în 3D, da? În simulare, îți lămurești tot cum a fost, cum este și cum va fi energetic. Și în afară se proiectează din tine, începi să gândești în culori. De aia când ai sărit, brusc ai văzut lumea exagerat decolorată, adică culorile s-au exagerat în culorile sale, da? Developarea culorilor un pic a fost dată peste cap. Da? Un fel de visurile, visele, fantezia, improvizația, unstoppable, da? De neoprit era. Și un fel de nu ai măsură în câtă energie ai ținut strâns în tine, legată, nedeschisă în 3D, da? În simulare. Și lumea care, da, războiul magic și crezând că s-a folosit de energia ta, adică ăsta e scenariul, ăsta e programelul, îl ții și îl dizolvi, chiar dacă n-a fost așa. E un programel care zice că e așa, îl accepti până la un punct, că ți s-a folosit energia. Da. Ai primit 10 de bănuți, că ai înțeles unde ești. Bun. Da. Și s-a împărțit cărțile, să nu-ți mai povestească mult și bine ce a fost, sau au sărit din mână, s-au dat la o parte. Bun. Și încep să cumperi vopsea și să vopsești ceva, măcar ceva, dacă ești, dacă n-ai, da, nu ești, ești la balcon, să zicem, la bloc, n-ai alt spațiu. Ești la balcon, faci nu știu ce, în casă schimbi ce era din lemn, începi să vopsești, să simți nevoia. Pentru că începe să se proiecteze, să se personalizeze lumea ta. Și vopsind, făcând, dregând, sunt abilitățile, sunt a neamului tău, da? Abilitățile omenești, profesionalismul de pe timpuri, era pictura infantilă, adică stră neamul de pe, da? S-a făcut arheologic, s-a descoperit și s-a găsit omul desenat cumva așa. Culorile pictate, florile erau cumva o petală mai mare, una mai mică. Adică era căutată frumusețea în pictura infantilă, gen copii au desenat, da? Începe să se deschidă în tine toate... toate trecuturile tale, da? De care le știai, le-ai avut întotdeauna, ca și proiecție, ca și, da? Să se manifeste, să se proiecteze gândul tău, da? Din trecuturile tale, ca să se, da, nu poți vorbi, nu poți, ești șocat, șocată de ce se întâmplă în jur, da? Se proiectează, e, pământul tău e la începuturile tale, cum de fapt s-a întâmplat, da? Și tu participi în așa ceva, un fel de dintr-o parte, da? Cu al treilea ochi participi. Asta înseamnă intri în vis, da? Energia pură, participă, al treilea ochi e energia pură. În ce ai intrat e visul, e corpul și mai departe, câmpul energetic. Al treilea ochi e energia pură. E intuiția, e informația, e tot ce vrei. Da? Conține tot.
Și încep să, da, ai văzut, vezi unde e pictat și te gândești, aici sunt mulți copii, aici sunt bunei, cred că vin nepoței la, nu, nu. E o specie, specia de om care se numește, care are profesia, profesionist înseamnă specie de om, da? Designer. E designer, e proiectant. Da? Și s-a dat peste cap și proiectant în IT, vezi, Doamne, el proiectează programele, da? S-a întâmplat așa să fie. Cineva, nu e cineva, tu ești, e câmpul tău energetic, tu te bagi și în proiecții de așa și în proiecții de IT, nu-ți stă nimeni în cale și proiectezi ce, de ce ai nevoie. Mai cu gândul, nu trebuie să faci programele. Da? A fost dat peste cap. Cum s-a ajuns? Nu. Nu s-a ajuns așa. E o specie de om care se numește proiectant, designer. Da? Din Poanie. Nu, se fixează, da? Focusează undeva ceva și se dizolvă sau se rezolvă sau se upgradează. Ăsta-i darul divin. Fiecare are darul lui și îl despachetează. Bun. Să dau exemplu de culori. Cineva estompează culorile, da? Îi place mai șterse, mai, cum să-i zic, culori mai cu gust, adică doar alb să fie. Doar, da? Și în 3D ești cu pleazna pusă, să-ți placă doar minimalist, doar alb. Super, să zicem, castel și înăuntru e gust, se zicea, că e cu gust, e minimalist, culorile sunt doar ceva acolo și o pată de culoare și eleganță, da? Se socotea. Ei, acum înțelegi ce înseamnă eleganță. Omul nu are deschidere, e invers, da? Nu are deschidere, vede numai așa. Și cel care încerce să deschid culorile în casă, aleargă, pune o pată de culoare, dar într-același timp e organizat organic cumva trecerea culorilor dintr-un, da, un fel de căsuța ta, o aranjezi cum e înăuntru tău, așa se aranjează căsuța, e, căsuța ta e, da, unde stai tu, pătuțul, să vezi frumos, nu? E să simți, să simți frumos. Nu e să vezi, nu le vezi. Ochii sunt senzori. Tu vezi cu, dintr-o parte, ce e al treilea ochi, se zicea, dar e cumva dintr-o parte te vezi. Te vezi în situația dată. Da. Și cineva te urmărește, să zicem, să fie ca tine când te deschizi, te despachetezi. Da. Knight of Wands. Cavalerul de bâte de toiage. Ok. Și să fie și să vadă și să... Că albul totuși e nu știu cum și alb e curat și aia se zicea magie albă. Și negru e, da, se zicea magie neagră și magia e colorată, cum sunt chakrele, cum sunt, da? Pentru că e alchimie a tutidității și am mai zis, din ceva apare rugina, e oranj, nu că e culoarea specială adusă, folosită, că mie îmi place așa să fac, se proiectează ceva. Florile, uite florile, uite-te natura, cum își proiectează culorile, nebunie face la un moment dat, da? O nebunie de culori, o explozie de culori. Ăsta e pământul, e lăuntricul pământului. E bucuros, e fericit, e trist, plânge, râde, toate le are, da? Tu le ai toate. Cum era, se proiectează, da, se despachetează magul și o ia pe aratură, se socotea. Nu, face ceva, zici că asta vreau, culoarea asta. Și
după aia nu-ți prea place, da? Și magul se crede cel care a găsit culorile și a făcut, s-a uitat la cei din jur, n-a făcut nimic, a așteptat să se proiecteze una alta, unul altul să-și construiască și după aia vezi, Doamne, eu sunt deșteptul și o să folosesc numai culoare albă, o să sap pământul și pe pământul negru o să vopsesc pietre în alb, nu în colorat, da? Își estompează bucuria vieții, își estompează să vadă ca să-l deranjeze, să se facă de cacao în frică, știi? Adică concurența în 3D era altfel. Să se facă de cacao era o rușine. Acum, săritură cuantică, să te faci de cacao se numesc coaie, să ai coaie, să te faci de cacao. Ca și explozie de nuferi în afară, ce proiectezi, ce construiești, ce faci, ce dregi. Un fel de se socotea fără gust, da? Chici. Cine avea un zorzonări? Națiile, da? Unde era și turnulețe și, da, aduți aminte de toate. Pentru că sunt amintirile poporului din care se trag, dar nu a neamului din neamuri de, da? Tu, săritură cuantică, pene, pene, vedeai? Pene la tot pasul. Vedeai. Pentru că e din neamul tău și îți place și ți-a plăcut întotdeauna și cine știe ce haine aveați și cu ce semănați când îmblați. Și aveau coaie, da? Să se plimbe în port național. Ce vorbești, port național? Ce vorbești? Aia-i, da? Coaie aveau să poarte, să umble ca pielițații. Cu pene, cu coarne, cu... Ăla-i port național, e hoarda din tine, Cinghishanul din tine. Înțelegi unde e? Și tu te ții de nu știu ce... nu știu ce, Miss Român, Miss Rus, Miss ăsta, neamț, Miss, vezi, Doamne, cine Miss și o să țin... Nu, ești stră nepotul a ăluia cu penie și cu coarde, cu coarde, cu coarne, cu coarde, cu coarde. Patriotismul, nu e asta, nu, asta sunt transformările. Acum ei frumos, da? Și googlești cine ai fost tu. Fiecare își ia googleala în brațe și lămurește lucrurile. Din ce neam se trage? Ăla să te văd, să ieși afară, să te plimbi. Patriotul, da? La parlamentari. Să-i vezi pe toți ca niște indieni îmbrăcați. Îți dai seama? Și fiecare în portul lui, că un om nu e la fel decât altul. Ce nebunie ar fi? În Parlament, da? Englezii, că și-au ales, că și-au făcut să fie mai eleganți în aia de judecată și așa zi, Parlament la ei sau unde era, cu peruci și cu, da? Cu robe din astea negre și cu aduse. Nu, nu e asta portul. Și arată și papuci și cum sunt pantalonii la nu știu care, nu știu ce. Dă înapoi să vezi. Că era legat și de timp cum era. Tu crezi că tot timpul a fost așa? Și ai pantaloni și de iarnă și de vară, port național și nu știu ce? Nu. Du-te înapoi, sunt numai pantaloni scurți. Să te văd pe tine în plină iarnă, să porți portul, să fii naționalistul adevărat, a Daciei, care era mai mult căldură decât frig. Nici n-ați avut frig. Tu înțelegi unde e? Frigul e a Rusiei. E din să zicem, da? A nenților, a, nu nemților, a nenților, a gălbejiților, ai ei, de ai ei, da? Fiecare cu, îți dai seama, călare, că merge călare în Anglia, vezi, Doamne, poliția merge călă, mamă, ce mișto, să, nu știu ce și nu știu cum. A luat din neamul tătarilor, a luat din neamul Cinghishanului, călăreților adevărați, stepa. Unde-i stepa? Acolo cai. Unde-i păduri? N-ai avut în viața ta cai. Tu nu ai așa ceva, tu nu ai animale. Tu le-ai adus și le-ai îmblânzit. Să
să-ți care și să-ți facă. Ei nu sunt. Folosește-ți animalele care le ai. Măgare, luați de nu știu unde. Sunt numai munți. Ia? Pe măgăruși să cari și să... A, acolo o să, acolo o să. Vezi, Doamne, mi-am pus nu știu ce zimbri, da, Moldova, că nu știu ce și nu știu cum. Nu știu dacă, nu știu dacă, nu știu ce animal aveai tu. Șoarec și-a pus cineva pe stemă. Ei, da? În glitere e șoarecul pe stemă. Șoareci și șobolani. Și ce au pe stemă? Ce au? Lei, vulturi, ce, care, cum, cine? Înapoi în viitor și îți pui mâinile în cap și omului e rușine de nația sa, de neamul său, de șobolan, astral, da? Care îl păzește și șobolanul sau șoarecele îl păzește. E energia lui sublimă, superbă, de neam străneam și e rușine să apară cu blazonul de șoarec pe... Da? Și când colorezi, accepti toată frumusețea naturii, să nu-i fie rușine pământului tău să scoată flori de toate culorile. Tu dacă zici aia nu, aia nu, la mine să fie, nu mai se trăiește ca în 3D, să fie eleganța e altfel, explozivă. Da? În grădină trebuie să chem primăvara. Cum o chem? Cu toate culorile posibile. Chem culorile pe păsările care apar. Da? Eu țin minte săritură cuantică până m-am dezmeticit, da? Despachetat. La geam îmi vineau păsări de toate culorile care n-am mai văzut în viața mea. Da, normal că se zice fantezia, a luat-o razna și nu știu. Nu! Da? Era geamul deschis, le auzeam, ciripeau, se apăreau. La un moment dat, butterfly, libelule, aurii cumva, ele erau argintii, dar cumva nimereau în raza soarelui și deveneau aurii. O mulțime de libelule. Era în visul tău de care se materializa. Și chiar de ți s-a dat. Energetic n-ai fost pregătit, pregătită. Ai intrat în războiul magic, programelul războiul magic, că ți se ia, că ți se oprește, că ți se fură soarta. E programel. Ai intrat în viteză și te-ai scurs. Și ai stat în comă 2 luni. Comă alcoolică, ok. Comă, da? Mentală. Pleazna pusă și ți s-a întâmplat ce ți s-a întâmplat. Dacă ai portiță, să zicem, la un locușor, ușă ai, ai portiță, ai. Nu știai de ce e colorată o portiță la un moment dat, e ruginită, da, gărdulețul ruginit, și tu la un moment dat ai colorat portița cu verde. Da? Cu floricele verde. Ai înregistrările, da. Ai acceptat războiul magic. Magia luptătoare, ai acceptat-o. Ai desenat. Ai invitat-o la tine. E un fel de ritual. Ritualurile că ce, nu. Ai acceptat, da? Magia violentă, nu știu cum să zic. Ai desenat, ai invitat-o afară. Nu trebuie mult să te dai în spectacol. Faci acolo ei culori, faci acolo o floricică mică, dacă ți-e rușine să treacă lumea și să zică asta o nebunită, uite ce culori are pe ea. Am mai zis, cine are coaie și invită lumea superbă în viață, trebuie să ai coaie. Trebuie să pari dintr-o parte nebun. Trebuie să te arunci în nebunie total. Ei, lasă că eu sunt nebun, eu oricum sunt nebun, nebună, da? De ce să deranjăm lumea din jur, ochii cuiva, să nu știu ce? Nu ai treabă! Poate că pentru asta ai venit pe pământ. Tu nu ai de unde să știi. Să deranjezi lumea cu culorile tale, cu felul tău de a fi, cu, da? Nu dai în cap omului, nu-i faci gălăgie, nu, da? Dacă dansezi, dansezi sub nas acolo, mără, când de ce? Intri în casă, aaa! Ești așa, intri în casă, da? E străbunii din tine, e programelul străbunilor.
chiar dacă nici nu a fost așa ceva. Sunt niște programele care trebuie să le dizolv. Și asta am zis, am desenat, după aia am redesenat-o cu albastru. Da? Că mi-a fost ținut gâtul. Da? Ți s-a legat gâtul să nu poți vorbi și dacă vorbești, ritmul vorbirii să fie... Da? Și ți se tot zicea fostul. Dar zi mai repede și vorbești așa, că nu înțeleg ce spui. Până două vorbe și... Da? Și în programel... în războiul magic, fostul tău, fosta ta, îs ăia care te omoară. Ce nu te omoară, te faci mai puternic. Ăia care te fac mai puternic. Adică dau în tine și te omoară și își bat joc și mănânci numai, era să zic ce. Îmi simțit și mirosul mâncării și bat joc până la Dumnezeu și înapoi. Asta e programelul. Că în paralel ești homeless și e de fapt altfel, e partea a doua. Asta e războiul magic. Și tu ți-ai desenat după aia peste verdele ăla de așa, că ai acceptat, ai trecut prin ce ai trecut, că numai tu știi ce ai făcut, a trecut un timp și ai revopsit portița mică în albastru. Ți-ai deschis Vishuddha. Da? Pentru că despre asta era vorba, înregistrai. Din start ai sărit, ai început să înregistrezi. Că ți s-a oprit, ți se spunea că nu se înțelege, că nu știi ce faci. Tu te uiți înapoi acum ai înregistrat din 2016, 2017, de când ai început? 18, cam pe acolo. Și într-adevăr îți pui mâinile în cap ce spuneai și ce. Sau te minunezi că aveai și sărituri în timp când reușeai. Da? Și te-ai deschis aici, ce ți se închidea, că asta e profesia ta, tu ești profi în așa ceva. Dictatorii cu spiciurile, da? Era a neamului tău, că ți s-a furat ca și programel, da? Vorbim de programele, că a fost așa, n-a fost, aia partea a doua. Din energia ta și s-au folosit de secole, din neamul tău, oratorii, da? De a spune cuvântul și lumea să meargă după omul ăsta, popoare întregi, e a pământului tău. Înțelegi? Și acum ți-a intrat în pâine din start, ținte, fiecare și alege din start că vrea să facă ceva. Da? Cineva vrea să stea la volan, să conducă, asta îi place. Cine știe de unde să trage, de ce are plăcerea asta, să zicem. Da? De ce îi place așa ceva? Altcineva face altceva. Cine știe de ce îi place așa să facă. Și îți găsește, îți înțelege trecutul glorios a pământului tău, care se proiectează acum. Bun. Și la un moment dat îți place să-i stompezi culorile. Da? Când ți-ai făcut totul, ai invitat pământul tău minunat, l-ai colorat cum trebuie, l-ai... Da? Atelierul din fața căsuței tale e, asta e, nu să faci cât mai frumos atelierul, nu e, în 3D era greșit, era important finalul, da? Finalizare, da? Finalul era important, destinația. Săritura cuantică e călătoria importantă, cum se transformă, cum alchimizezi, cum faci, simți, pe simțite, asta era feeling, simte. Și tu să simt, ce să simt, dragoste, ce să simt, să simt că îmi place, că nu știu ce, nu, să simți când ai de făcut ce ai de făcut, când trebuie să faci colorat, da? Ca să, asta e ritualul, da? De a vrăjitoarelor de pe timpuri, n-ai știut, când se puneau culorile, da? Ca și cum la război plecau, da? Și asta ai avut-o într-un timp, să-ți desenezi, da? Ce culoare aveai? Albastru și verde la un moment dat. Albastru și verde. Vișut ca și inima. Da. Albastru și verde, vei. Da. Așa, așa. Și aici, cred că. Depinde când și cum. Da, când ai montat un spectacol, te porneai la luptă tu cu proiecția ta a iubitului tău care a făcut ce a făcut,
Și ieșea în față. Ca și cum oglinda era scena, publicul, da? Și avea ceva acolo în mână și făcea, zicea, e, acum un fel de Dumnezeu cu mine. Te uitai în oglindă, adică în public, și te pregăteai de luptă. Da? Fiecare își aduce aminte 3D-ul, cum și l-a trăit, ce a făcut, cu ce s-a ocupat, momentele puternice, emoționale, legate de orice, de profesie, de familie, de... Da? Nu estompăm. Da? Le scoatem și le ținem în lumină. Dar mă doare, mă doare când mi-aduc aminte. Nu. Aia e rana care... Așa începea cancerul în organism. E o rană care nu o scoți energetică. Da? Accept-o. Ți-ai adus aminte. După aia ai dreptul să zici, nu mai vreau să mă gândesc la așa ceva. Dar când e vorba de vindecat trecutul glorios din 3D, care îți vin imaginile, da? Trebuie să curăți un pic, să o ții în lumină. Un pic. Nu-ți vine nimic, pentru că e prea adânc. E să vezi pe parcurs. Deja s-a proiectat programelul în tine să se deschidă și să înflorească ca un lotus. Lotus sunt florele din mocirlă, din mizerie. Da? Lotus sunt rănile care ies din mocirlă și care sunt ținute de o frumusețe rară, rănile desfăcute și sunt ținute în lumină ca să se vindece pământul din tine. Înțeles? Un vain lotus, vain. Acum ai să vezi altfel lotusii. Nu știu dacă ai să-i mai plantezi în băltocuța din fața casei. Să înțelegi ce e. E și legat de sex la fel. Ejacularea e în cuplu, e welcomizarea, bunvenirea copiilor în câmpul tău energetic și adio, le deschizi portalul morților. Ejacularea. Și te mai... Nu știu dacă cu atâta plăcere o să faci dragoste, faci sex acum. Înțelegi cum e? O să faci dacă treci peste, e altfel, e dincolo, da? Bun, e omenesc. Dar înțelegi unde e și ce e și ce înseamnă despachetarea, ce înseamnă a face sex pentru un mag adevărat, când știe toate culorile, simte, știe și înțelege, da? De acolo e înțelegerea că se întâmplă actul sexual sau nu. Cineva vrea sau nu vrea. Și era dat peste cap în 3D. Ea nu vrea să se nu știu ce, el nu vrea pentru că vroia să iasă în afară remembering, lămurirea a ce înseamnă sex, de fapt. E on și off button. Da? E nașterea și moartea în clipa aia se întâmplă. Odată. A pământului tău, a câmpului energetic, a neamului tău, a nepoților tăi, a... Da? Ca și cum ți-ai rămas bun de la străbuneii tăi și primești pământul tău, nepoții tăi, cum, oricum ar fi. Că la magie e altfel, nepoți, familia e altceva. Altfel e. Acolo e.